Un incident rutier neobișnuit s-a petrecut duminică în câmpul lung. Un bărbat care se afla în trafic la volanul unui olsit nu a auzit semnalele sonore ale unui autoturism al poliției aflat în misiune și l-a izbit lateral. Totul s-a petrecut la intersecția din schei, echipajul dorind să iasă din trafic cu girofarul pornit, deoarece trebuia să ajungă urgent la un eveniment. Șoferul Olsitului s-a ales cu avarii ușoare decât pe partea dreaptă a autoturismului, unele chiar nesemnificative comparativ cu cele provocate la mașina poliției. În cauză s-a întocmit dosar penal șoferului neatent care a trăit și o spaimă pe măsură.